Bună dimineața, este ora 7 și 3 minuțele. Neața bună, neața bună, a venit ziua de luni. A venit ziua de Rusalii, a venit ziua de... Spuneți-mi și mie ce să mai sărbătorim astăzi. Nu de altceva, dar ne place să avem liber, să facem punte. Punte peste... Dacă autostrăzi nu facem peste Carpați. Măcar să avem noi punte între toate situațiile care ni se întâmplă. Ce punți celebre avem noi în România? Păi avem puntea de la Brăila, care nu este pod. Una, două... Nu se dărâmă, dar intră în reparații. Mă, e o punte cu mai specială. E o punte cu niște șuruburi mai slăbite, așa, fiecare cu surprizele, fiecare punte cu surprizele ei. Astăzi e liber în trafic, bine, la prima ora dimineții nici nu se pune, că noi oricum suntem mai matinal care circulăm atunci când nu circulă nici măcar mașina de gunoi. Băi, deci astăzi m-am urcat în trafic, nu era nicio mașină, se simte vacanța copiilor, se vede, da. se vede. Ema este în tabără, evident că prima zi, prima noapte de tabără, n-am dormit. Pentru că a sunat copilul, vreau acasă, mi-e dor de casă, mie dor de tine, mie dor de voi, mie dor. Și azi noaptea a fost o noapte albă, dar nu contează, să fie o zi frumoasă. Astăzi avem și lucruri de sărbătorit, o să zicem, la mulți ani... Tuturor fermierilor, în primul rând. Corect. Astăzi avem Ziua Internațională a Fermierilor, îi sărbătorim pe toți. Auzi, dacă în pandemie, când stăteam în casă, am pus în jardinieră, se numește ghiveciul ăla lung, așa, nu? Da. Dacă am pus roșii într-o jardinieră, se cheamă că am fost un mini fermier? Ești pseudo-fermier, da. Da? Se pune așa, de inițiator. Deci la mulți ani și mie. Și faptul că am un iepure. Pe care, da. Doamne ferește, dar la nevoie poți să-l mănânci, știi? Se pune că sunt fermier. Da, acolo nu, pentru că tu doar îl ții pentru că îl iubești, sper. Da, corect. Și lapte nu dă. Și nici ouă nu face, am verificat. Deci doar zâmbete generează. Bă, da. E bun. Și dacă îi dai drumul prin casă, lasă urme. Asta e, mai găsești tu, așa. Mai avem ziua zânelor, zânelor din Dubai, zânelor din... De la Nuba sau de la Loft. Și zâna măseluță nu intră și ea săracă aici? Aia voiam să trec și la zâna măseluță, dar am zis o las mai încolo. Da, zâna măseluță, Ema crede în continuare în zâna măseluță. Îi pun o dințișorul Superman și găsește bani sau Robux. Robux, păi aia sunt mai importanți decât banii. Și tot astăzi mai sărbătorim IA. Nu IA de aici, ci IA românească, pe care o știm cu toții, cea care arată foarte frumos, pe care o copiază și cei de la Love Home. Cine? E un brand care copiază IA românească. Lui Vitani. Foarte bine, foarte bine să o copieze. Asta înseamnă că suntem inspirați. Adevărat că suntem inspirați la ei, n-am prea fost inspirați la fotbal, că trecem de la una la alta. Am văzut meciul live în curte cu vecinii, știi, genul ăla când scoți televizorul afară, tragi un cablu din casă să-ți ajungă și de curent și de cablu și așa mai departe. Am văzut și am trăit cu emoții ziua fotbalului românesc, dar era de așteptat. Băi, s-au supărat vecinii pe mine. Au jucat bine român. Băi, s-au supărat că am zis, deci nici nu s-a fluierat, deci primul fluier. Și am zis, în primele 5 minute luăm gol. Asta am zis și eu. Un băi, minut dacă, jumate și a fost gol. Dacă rezistăm primele 10 minute, poate avem o șansă. Nu e nimic, am luat golurile pe care le-am luat, n-au fost cine știe ce. Și chiar a jucat bine la finala. Am avut un portar extraordinar, crede-mă. Deci am avut un noroc, deci am avut un portar să-i dea Dumnezeu mâini și picioare și inspirație. Ce mai zi la mai vecinilor? Luăm 3 goluri. Ei, uite că n-ai avut dreptate. Ba da, că al doilea s-a anulat. Înțelegi? Deci când am dat belgenii al doilea gol, deci, băi, era să-mi iau. Te fugăreau vecinii, nu? Și ziceau vecinii, băi, ești piază reală. Am zis, mă, sunt piază reală, că sunt un om pe planetă. Adică, un om din 8 miliarde, dă-o încolo de treabă. Deci ia când numai am dat tu, al doilea gol, tu. Erau, băi, deci mi-am luat un hate de la vecini. Deci erau toți pe mine, ziceam, ai și tu o bere, ia-ți. Auzi, dă-mi și mie chipsurile alea. Te rog eu frumos să taci din gură, deci tu erai gazda, adică, nu? Nu eram gazda, eram invitat. Ai fost invitat. Ai și mai nasol. Da. Auzi, dă-mi și mie chipsurile, întinde-mi și mie semințele. Da, ia-ți, mă, ce... Ia du-te tu la magazin, că astea nu sunt pentru tine. Nu, adică ia-ți și singur, lasă-ne în pace. Deci s-au supărat foarte tare vecinii. Pentru că ne-am supărat și noi românii, mai avem o șansă cu Slovacia. Da, și am auzit că este posibil și în cazul unui... și în cazul unui egal să mergem mai departe. Sunt calcule în funcție de ce... Matematic, și dacă pierdem avem o șansă.
Da, dar e șansa prea mică. Mult prea mică, hai, deci trebuie să-i batem. Hai să-i batem, că e mai simplu. Exact. Șansele cresc dacă îi batem. Da. Deci uite așa, am îmbinat fotbalul cu IA, dar să nu uităm că azi este ziua notului. Da, astăzi este ziua internațională a notului, deci ai și tu o scuză, tot e cod galben de călduri peste tot, cod roșu. Te duci frumos și noți undeva. În artezienele de la Unirii. Dacă e nevoie, te mai răcorești și pe acolo, dacă dar, nu știu câtă voie e. Oricum vă spunem bună dimineața, rămânem cu voi, dimineața pe 2 se întâmplă. Până la 10 este luni și suntem în 24 iunie. Ia uite cum trece vara, dar trece frumos, cu căldură. Stăm cu voi. Dimineața pe 2. Hits 24/7. Enjoy. Bună dimineața, bună dimineața. Astăzi avem Sânziene și Rusalii. Se naște Sfântul Ioan Botezătorul, dar astăzi trebuie să fim atenți la ele și la zâne, că toți ziceam că este ziua internațională a zânelor. Păi haide să vă spun. Fetelor, bună dimineața. În această dimineață să nu uitați să vă spălați cu rouă pe față. Păi și dacă nu e rouă? Eu am o prietenă pe care o cheamă Roa. E din Constanța. Săraca Roa. Da, da, serios. Toată ziua călătorește, da. Roa, Constantin, te pup și te salut. Ci că pentru a fi plăcută și frumoasă, trebuie să-ți mai faci fiertură din plante aromată. Adică ceaiuri? Asta înseamnă fierturi din plante aromate? Sau nu le bei, doar le fierbi și le lași acolo și gata, ți-ai făcut treaba. Nu știu, eu am întrebări, că nu mă pricep la tatin. Da, și la fel. Hai, nu lua la mișto, te rog frumos, această sărbătoare foarte importantă. Fierbe o plantă aromată și taci din gură. Așa. Se spune că de sânziene, cucul încetează să mai cânte. Dar bormașina? Bormașina n-are cum să se oprească niciodată și cred că și în Bucovina se oprește când acolo nu. A, bun. Acolo e, da, n-ai ce să faci. Bun, cicapea de bună vestire se transformă la loc în cuc. Auzi, dacă în cucul nu-ți mai cântă, nu e bine. Păi asta zic și eu. Ea zice să nu mai vorbim de că nu mai cântă cucu, că după aia ne apare reclame de alea. Păi, reduceri la măriri. Cu bună vestire, da. Acum și în rate. Bun, care-i treaba despre rusă, legată de ziua de Rusalii? Noi vă zicem, fiindcă noi românii în general suntem superstițioși. Și ce n-ar fi bine să faceți astăzi? Astăzi de Rusalii nu este bine să te sui pe vârfurile dealurilor. Dar pe munți avem voie. Da, depinde ce se crede muntele ăla. Că dacă te sui pe el și zice, bă, vezi că eu sunt deal. Da, vezi că eu astăzi mă identific ca fiind deal și nu avem voie să... Poate este un munte gender fluid. Nu știm. Azi deal, mâine câmpie, poi mâine te duci la Bușteni și zici, ai venit la mare. Dar nu contează, nu se lucrează nimic în casă și nici pe câmp. Vai, Doamne, ce-mi plac Rusalile. Mie îmi plac toate sărbătorile românilor, fiindcă nu se lucrează. Ce mai avem? Usturoiul sau pelinul se poartă la brâu și la ureche ca să alungi ielele și uneori oamenii se freacă cu usturoi pe frunte sau pe barbă. Pe barbă când îți rămâne de la șaorma. Asta, da, când exact. Când scurge. Usturoi frecat pe barbă am mai văzut, dar pe frunte că nu mi-am dat. Ba da, poți să faci o provocare, să mănânci dintr-o șaorma cu ochii închiși. Adică cineva ține șaorma și te duci, hai să te înfigi în ea. Dai cu fruntea în șaorma și gata. De-aia mâncăm noi maioneză cu usturoi, fiindcă suntem țara vampirilor, să nu uităm. Și de asta ne plac nu neapărat superstițiile, dar ne plac obiceiurile, fiindcă în general ne scutesc de fiecare dată de muncă. Dar mai nasol este că ne scutesc de spălat. Știi, una, două, n-ai voie să speli sau să te speli. În condițiile astea de caniculă nu prea este bine. O să vă spunem apropo de caniculă cum supraviețuiești cu brio și mai ales ce deodorant să folosești pe timp de caniculă. Păi nu de alta, dar a venit vara, a venit căldura, a cam început să curgă apa din noi. Da, și am aflat o chestie, s-au lansat pe piață, adevărat, nu în România, în străinătate. S-au lansat niște deodorante care miros a puncte puncte. Nu știu dacă n-o să vă vină să credeți sau o să vă vină să credeți, dar avem cele mai tari arome de deodorant. Atenție, vorbim despre arome care există și pot fi cumpărate. Să vedem pe care dintre ele ai vrea să o folosești. Ne întoarcem imediat, suntem Gric și Moga, matinal, dimineața pe 2. Dimineața pe 2. This is... bună dimineața tuturor, cald, căldură mare și evident că din cauza căldurii te mai trec toate apele, vorba poetului.
Trebuie să te treacă apele și ca să nu cumva să te excludă prietenii din societate, trebuie să faci cumva ca apele acelea să nu emane un... Să te exclude din societate, mi-a plăcut asta. Păi trebuie. Din societatea de prietenie. Din societate în general, pentru că atunci când, din punct de vedere olfactiv, nu te mai încadrezi în standarde. Vreau să te întreb ceva. RATB-ul, da? Regia Autonomă de Transport București. Da. Și alte regii de transport. Pot fi considerate o societate? O societate comercială, nu? Exact, și pe lângă asta, acolo sunt mini-societăți. În fiecare autobuz există microbiomi, există niște... Da, există, deci este o societate ca o țară și fiecare țară are orașele sau comunele ei. Depinde de linia pe care mergi. Exact. De exemplu, este o linie de autobuz care trece prin Tunari, dacă nu știai. N-am e tot văzut. Timpul gol la autobuzul și n-are aer condiționat. A luat primăria voluntar niște autobuze second hand din Olanda. Și aer condiționat doar la șofer. E cu condiția să bată vântul. Că, nu, adică... n-au geamuri care să se deschidă. A, deci nici măcar condiția aia nu au. Deci nici aer condiționat manual n-au. Înțelegi? Dar, haide să vă spunem. A apărut pe piață un deodorant care te ajută să nu mai miroși urât și nu numai atât. Asta fac toate. Asta te ajută să miroși... diferit. Deci, oameni buni, hai să vă zicem așa pe bune, da? Fiecare folosește câte un tip de deodorant. Tu ce deodorant folosești? Nu-mi zici, brandul zice tip de deodorant. Deodorant stick spray. A, spray? Spray, da. La mine nu mai funcționează. Păi, trebuie să dai un tub pe zi. Eu folosesc, mai nou am găsit un deodorant cu bilă și e ceva să nu păteze hainele negre. A, da, bineînțeles. Nu, păi, tot le pătează. Păi, da, bineînțeles, eu n-am tot înțeles. Le pătează, păi, adică... deci, mi-am luat din ăla, atenție, pudră, nu știu de care, nu pătează, nu nimic, nu se vede invizibil, ai dat, ai tricou alb, gata. Poate avem o șansă, de exemplu, cu deodorantul lansat de un producător de băuturi. Păi, da, stai puțin. Se numește BrewDog. Da, ai auzit bine. Da. Și este deodorantul care miroase a bere. A fost lansat, e adevărat, anul trecut, de ziua tatălui, pe 18 iunie. Domnul Lauren Carroll, care este directorul BrewDog, n-am auzit de asta, deci nu facem reclamă, da? Dorește să rezolve problema globală în ceea ce privește, că e o problemă. Ce cadou să-i fac lui tati? Înțelegi? Ce cadou pot să-i fac eu tatălui meu? Un deodorant care miroase a bere. Băi, și stai puțin, cum adică asta rezolvă problema globală în ceea ce privește cadou? Adică... Rezolvă o dilemă. A, o dilemă, ok. Dar ce cadou să iau? Deodorant cu bere, nu mulțumesc. Cât costă? 15 lire sterline. Nu e nici ieftin, nu e nici scump. E mai ieftin decât un bax de bere. Băi, mai avem ceva. Mai avem încă un deodorant. Fiți atenți, ăsta vine din state și e mai ieftin. E $9.99. Compania J&D Foods, n-am auzit de ei, n-am cumpărat niciodată parizer de la J&D Foods, a lansat deodorantul care ce miroase moga. Care miroase a bacon, ei zic așa, un miros puternic de carne pentru persoanele care transpiră ca porci. Aici era o glumă, știi? Înțelegi? $9.99, dar compania avertizează, aici este cea mai tare chestie. Dacă faceți o drumeție prin pădure, de exemplu, că e la mod acum, am prieteni care merg pe Transalpina, Transcarpatica, trans de toate, trans, știi? Da. Transumanță. Toate transurile. Da. Și zice, că nu vă dați cu deodorantul când mergeți prin pădure, fiindcă atrage animalele sălbatice. E posibil să vină după aceea frumos un lynx după tine și deși sunt frumoși. Un lynx. A, da, un râs. Un râs. Deși sunt frumoși râși, ai vrea să nu. Mai râsul ca râsul, dar să vezi plânsul, adică ursul. Că vine râsul, vine plânsul. Bine, ei fiind în America, zic, nu faceți drumeții în pădure dacă v-ați dat cu respectivul deodorant fără o armă de foc. Corect. Da. Pe linia tramvaiului 41, că tot vorbeam despre RATB, avem lansat de mult deodorantul cu miros de sub braț. Păi da, ca să te aliniezi, să fii, păi, să fii în linie cu ceilalți, da, participanți. De fapt, este destinat călătorilor care au urcat în tramvai, au ajuns la destinație și încă n-au apucat să miroasă. Trebuie. Măcar să miroși, și a bară de tramvai dacă tot ești acolo. Uite... Ia și vrut să apară deodorantul tip shawarma la noi, dar nu să miroasă shawarma, ci să fie deodorantul cu de toate. Cum se face la noi în țară? Exact, cum vreți. Vreau și un deodorant, ce miroase? Cu de toate. Cu de toate, doamnă, cu să de fie. Toate să fie. Mai așteptăm deodorantul cu miros de
rată la bănci, pe vremea când era mică. Știi că mi s-a dublat rata. Păi cred și eu că rata e aceeași, deci... doar au mai crescut niște indici, mai câte una, știi da, cum da, e. Eu scot la fel banii din buzunar, da? În București, oricum, acum să vă zic o chestie, că noi stăm și suntem răi. Dar în București orice deodorant e bun, că nu prea avem apă caldă. Așa e, deci e bine să-l avem, să ție. A ce miroase? A bacon. Foarte bine. A, nu puți. E evident, perfect. Da. Și ca să rezolvăm problema transpirației din București, Primăria Capitalei, acum că l-avem pe Nicu Șordan și încă 4 ani de zile a zis că face și că drege, atunci când se dă cu soluții antițânțari, să se dea cu deodorant. Ar trebui să arunce cu deodorant peste tot, peste tot, să plouă. Exact, să miroasă, măcar să miroasă țânțarii frumos, da. Dimineața pe doi. Hits 24/7. Enjoy. Vreau înainte de toate să facem așa un pic de prezență pe WhatsApp la 0754222999. Întrebarea noastră este: cine muncește astăzi și cine nu greșește? Cine nu respecte tradiția de tradiția de Rusalii, care spune că trebuie să stai, trebuie să nu speli, trebuie să te dai pe față cu roa dimineții, trebuie să-ți faci un ceai de ierburi de nu știu care ca să-ți meargă bine și așa mai departe. Vreau să știu cine este cetățean model, cine lucrează. 0754222999. Am vrea în special mesaje vocale, fiindcă vrem să vă auzim entuziasmul cu care vă duceți la muncă sau... Eu lucrez. Ai zis-o bine. Cu entuziasmul okay, cu da, care da, da, se da. Poate. Dar uite, eu lucrez și tu lucrezi, noi lucrăm. În această dimineață vrem să vedem cine mai suferă alături de noi, cine n-a respectat tradiția și a trebuit să meargă la muncă. Bineînțeles, poate și de plăcere, dar mi-e greu să cred. Mai degrabă de durere. Așa vreau să cred. De durere la portofel, că dacă nu muncești, nu ai cu ce. Dar noi avem cu ce. Se pare că în weekend n-am prea avut cu ce. Și de ce zicem asta? Fiindcă am povestit la început de... la început de emisiune cum a fost cu meciul de sâmbătă seara. Am zis duminică, sâmbătă seara. L-am văzut live, am făcut un pronostic la care, nu știu, mi-am atras toată ura și toate cuvintele mai puțin plăcute de la prietenii mei, colegii mei vecini, dar am avut dreptate. Am zis luăm 3 goluri și luăm primul gol în primele 5 minute. Deci nu începuse meciul și ea toți: cum, frate, că am pus la pariuri pe România, cum, ce faci? Mă scoți? Am zis: băi, nu vă scot nicăieri. Băi, eu nu fac nimic, n-am făcut nimic. Da, avem totuși un record. Uite, avem top viteză la campionatul european 2024 și sunt mândru că în fruntea topului este un român. Vorbim despre cel mai rapid jucător, Mihăilă, 35,8 km la oră. Ce face? 35,8 km la oră, Mihăilă, extraordinar. Asta doar în pantă, bănuiesc, sau? Nu, frate, că terenul nu e în pantă. Adică... era o comună la un moment dat unde s-a făcut un teren de fotbal, am uitat cum îi zice, cu fonduri europene, știi? Și s-a făcut și era în pantă. A, da. Și când jucau și alegeau poarta asta, ea să o ia la deal, ca nu, să le fie mai greu. Nu, că era în pantă într-o parte. A, era pe lateral. Da, era într-o parte. Avem și un calcul așa al probabilităților și posibilităților. E complicată treaba și vă zic, dacă România pierde cu Slovacia, avem locul 3 în grupă, ceea ce înseamnă că în optim ne batem cu Germania, Spania sau Anglia. E bine, am îi batem. Am pus liniuță O. E, poate n-am pus liniuță O, că până la urmă și englezia știe să iei goluri. Du-te, cum spunea un... ce ai văzut cum au tras belgienii? Ce ai făcut, Bobiță? Am văzut și aseară Germania. Ce ai făcut, frate? Băi, totuși Belgia e numărul 3, da? Da, e numărul 3, da, zic și eu. Nu uităm să vă spunem și bună dimineața. Noi vorbim așa despre fotbal, ne dăm cu părerea, că pe atâta ne pricepem, dar nu vă uităm nici pe voi. Cine este pedepsit astăzi? Facem prezența pedepsiților, cei care lucrează astăzi. Bună dimineața! Hai să vedem dacă este cineva. A, nu este cineva alături de noi. Nu se aude. Lasă că o să se audă. O să revenim. La voi ne întoarcem un pic la fotbal. Stați așa. Bun. Deci am zis că România pierde cu Slovacia, da? Locul 3 în grupă. Întâlnim Germania, Spania, Anglia. România egal cu Slovacia. În optim întâlnim. Mamă, greu și acolo. Fii atent, se vorbește de un blat, apropo. Da? De ce blat? Da, se vorbește de un blat România cu Slovacia, să facem egal. Deci fii atent că nu e... Nu știu dacă o să facem, dar... Câștigăm grupa, în optim întâlnim Danemarca, Slovenia, Austria,
sau Albania. Băi, mai bine, sună mai bine așa. Da. Șanse mari de a merge... Stai că am greșit. Am greșit, mă scuzați. Îmi cer iertare, n-am citit bine. În optim întâlnim Franța, Olanda, Portugalia. A, deci n-am, nu e la bine. La egal, mă scuzați. Deci la egal... România, victorie cu Slovacia. Asta era, deci nu facem blat și jucăm bine, da? Deci dacă... Alargă Mihailă cu 40 la oră. Dacă fuge Mihailă cu 40 la oră, ne întâlnim cu Albania. Da, Danemarca... Adică avem șansa să ne întâlnim cu Albania, cu Danemarca și mai era cu Danemarca e... Așa. Slovenia, Austria, Albania, șanse mari. Dar nu ne-a bătut odată Albania, dacă nu mă înșel, sau mi se pare mie? Ei, ne-am mai bătut, ei, ne-am bătut mi se confirmă, ne-a bătut. Care? I-am bătut când? Ei, mai batem noi, lasă. Ultima oară știm că ne-au bătut ei. Rezultatele grupelor nu sunt definitive, în afara grupei A, dar în principiu ați cam înțeles care e treaba. Belgia este obligată să învingă Ucraina. Din același motiv, fiindcă trebuie să termine pe primul loc în grupă, ca în optim să meargă cu Danemarca, Slovenia, Austria sau Albania. Până atunci, primul loc din grupă este al nostru și ne bucurăm că l-avem, da. Și Doamne ajută să preușim, da, și noi un scor bun, da, cu Slovacia, să ne ducem și noi mai departe în optim. Da, Edi, sper că are icoanele și el la el. Îl mai ții pe minte pe Neapuiu? Da, cum să nu-l ții 90 minte? Cum scotea, da, icoanele, da, 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 la Edi, te rog frumos, vezi ce faci. Între timp noi nu uităm de voi. 0754222 999, facem prezența pe WhatsApp. Cine este astăzi pedepsit și muncește? Ne ducem și la Nadina Zisu, care nu este pedepsită, vine cu știrile, fiindcă avem nevoie. Și noi ne întoarcem imediat în Dimineața pe 2. Dimineața pe 2. This is...